Iar Ministerul Afacerilor Interne își deschide centrele de vaccinare anticovid-19 pentru toată lumea. Începând de astăzi, orice persoană cu vârsta de peste 18 ani se poate vaccina alături de polițiști și jandarmi în centrele din unitățile medicale ale Ministerului. Ministerul Afacerilor Interne a decis să deschidă porțile propriilor centre de vaccinare pentru întreaga populație. Astfel, cei care vor să se vaccineze o pot face acum alături de polițiști, jandarmi și alți angajați ai Ministerului de Interne. Vaccinarea se face fără programare între orele 8-16. Pentru cele 11 centre de vaccinare sunt alocate câte 60 de doze de vaccin Pfizer. În situația în care după vaccinarea angajaților Ministerului programați pentru ziua respectivă, numărul de persoane care doresc să se vaccineze va fi mai mare decât numărul de doze disponibile, acestea vor fi îndrumate să revină în ziua următoare. Centrele de vaccinare ale Ministerului Apărării se găsesc în toate regiunile țării, printre care București, Bihor, Oradea, Constanța, Ploiești sau Hunedoara.